Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc înainte de toate cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru vibrația 2, pentru eclipsa de soare, să vedem ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv. Vă mulțumesc în primul rând vouă tuturor celor care faceți parte din această frumoasă comunitate, pentru că reveniți aici cu drag de fiecare dată pentru mesaje, sprijin, suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit și pe tine să te abonezi și să apreciezi acest clip. Înainte de toate și înainte de a începe, vă rog tare mult de aici să luați lucrurile cu care rezonați voi, informațiile pe care le găsiți utile și ce nu să lăsați deoparte. Și mai fac o mențiune și anume faptul că voi dezbate niște subiecte mai aparte. Deși sunt astrolog calificat, am făcut o școală de specialitate, nu mă uit la astrologie și nici la tarot prin simbolurile clasice sau însemnătatea clasică de foarte multe ori, pentru că am propriul meu mecanism de a interpreta lucrurile, propriul meu sistem, să îi spun așa. Vin aici către voi cu un cumul de informații puse cap la cap prin propria mea viziune. Dacă vă regăsiți în ceea ce spun, mă bucur tare, dacă nu înseamnă că nu sunt omul potrivit pentru voi. Informațiile pe care vi le transmit nu au sensul sau scopul de a vă întrista sau de a vă face să vă temeți, de a vă speria. Nu am această capacitate să sperii pe nimeni, nici să împuternicesc în mod evident pe cineva. Este vorba doar despre percepția voastră, despre modul în care voi interpretați aceste mesaje. Percepția voastră este cea care vă împuternicește sau vă sperie. Așadar, să trecem la treabă. În primul rând, numărul 2 înseamnă, în esență, prin viziunea lui Richard Rudd, cel care vorbește despre cheile genelor ADN-ului nostru, următoarele lucruri. Unitate exprimă orientare, dar și dislocare. Unitatea energiei. Orientarea în sensul de direcționarea energiei și dislocarea acesteia, adică situații de viață pe care noi le-am traversat până acum, pe unde ne-am tot lăsat energia. În diverse locuri, diverselor persoane cu care ne-am întâlnit și așa mai departe. O lună nouă înseamnă noi intenții, noi direcții. Se întâmplă lucruri noi. Sunt noi evenimente pe care le putem manifesta în funcție de propria noastră voință și dorință. Balanța este arhetipul relațiilor de tot soiul, cu cineva în mod direct, dar și relația noastră la nivel de umanitate, așa, a tuturor, cu toți, pentru că este vorba despre un colectiv aici. Nu doar tu singur ești pe această lume. Ceea ce ți se întâmplă ție, vorbește și mecanica cuantică despre asta, se resimte și la vecinul tău. Această lună nouă este deopotrivă și o eclipsă de soare. Și am spus că eclipsele impactează la nivel de colectiv, iar eclipsele de soare în mod direct vorbesc despre evenimente foarte mari care au un impact colectiv, pentru că vorbesc despre regi, regine, despre statut social înalt, despre persoane publice, persoane cu foarte multă putere și așa mai departe. Ce se întâmplă sub aceste eclipse? Din studiile mele de până acum, dacă vă uitați prin cărți vechi, informații nici nu mai contează, de dinainte de Egiptul antic, așa, veți vedea că mai toate zeitățile, mai toți maestrii și așa mai departe, se închinau lunii, venerau luna. Să nu mai vorbim despre faptul că până și prințesele de la Disney, în visarea lor, când vorbeau cu păsărelele și cântau cu veverițele, deschideau așa ferestrele foarte larg și pe anumite acorduri, se uitau către lună și visau cu ochii deschiși. Toate aceste simboluri sunt, de fapt, cedare de energie, pentru că asta se întâmplă la orice lunație. Tu îți pui niște intenții, vrei să ți se întâmple lucrurile bine și așa mai departe, dar nu vibrezi în concordanță cu dorințele tale. De ce? Pentru că la nivel social trebuie să faci curățenie în casă, să mergi la serviciu, să faci cumpărături, să gătești, să speli, să calci, să cureți casa, să ai grijă de familie, etc., etc. Și nu prea ai timp să rămâi în vibrație înaltă. Rămân în vibrație înaltă pusnicii, oamenii care stau prin peșteri pe munte, pentru că așa își protejează câmpul electromagnetic de interferențe. Altminte, te prinde aici egregorul orașului în care locuiești, blocului, cartierului în care
locuiești și cumva ești influențat, așa cum am spus, de toate celelalte lucruri. Sigur că poți prin propria ta alegere să îți urci vibrația, atât că sunt rare sau puține momentele din zi în care tu chiar reușești să fii acolo pe vibrație înaltă, pentru că îți bate un curier la ușă și vine cu câmpul lui electromagnetic și energoinformațional și uite, mai preiei niște lucruri și niște gânduri de care nu ești conștient. Deci, în primul rând, la o eclipsă și nu numai, zilnic, din minut în minut, să aveți protecție făcută. Căutați voi și vedeți cu ce rezonați, cum să vă faceți protecție, am spus și eu într-un clip anterior. Nu avem nevoie de cristale, de toate nebuniile astea pe care le-a plantat în conștiința omului curentul New Age, care este tot un curent manipulat, pentru că toate informațiile din această lume sunt manipulate. Ci cum considerați voi? Băi, cu sare, spălați pe jos în casă cu sare, puneți-vă sare în prag, sare pe la geamuri. Prin a spune, sunt protejat, toată vibrația joasă este departe de mine, resping orice vibrație joasă, interzic, etc., etc., fiecare după cum considera. Mai departe de aceste lucruri, voi puteți pe lângă această eclipsă să vă îndepliniți planurile, dar trebuie să aveți foarte multă voință. Eclipsa are loc la 10 grade. 10, în esență, ca și vibrație, tot prin perspectiva lui Richard Rudd, vorbește despre existența ta individuală, dar și la nivel de colectiv, despre obsesia de sine în vibrație joasă și despre naturalețe. Deci vorbim despre noi la nivel de colectiv, mai ales întrucât această eclipsă se petrece în apropierea nodului sud karmic, care este tot aici în balanță, la 6 grade de această dată. Și 6 este numărul armoniei. La noi în casă este numărul omului, este numărul carbonului. În vremuri omenirea avea mai mult siliciu în compoziție, ca să spun așa. Cercetați voi, veți vedea despre ce este vorba, sigur, dacă doriți, așa cum menționez de fiecare dată. Propria ta existență care trebuie să fie în armonie, la nivel natural, adică aliniat la ciclurile naturale, cum fac animalele, cum fac plantele, nu cum facem noi oamenii, pentru că noi ne-am dezumanizat. Este vorba despre viitorul nostru care stă așa sub amprenta transumanismului, unde vom avea parte de foarte multă învățare algoritmică, respectiv tehnologia artificială, cu care deja sunteți foarte familiarizați. Ce înseamnă această eclipsă? Crize de identitate, cine sunt, lângă cine sunt, ce vreau să fac, jocuri de putere, relații conștiente 1-1, clienți, parteneri de afaceri, parteneri de viață, prietenii cei mai buni, sunt sau nu sunt ei buni pentru mine, pot fi sau te poți hotărâ acum. Cine este bun pentru tine, ce nu, către ce vrei să te îndrepți și către ce nu. Pentru că îți poți aduna energia din trecut, vorbim despre nodul sud, care înseamnă trecutul, experiența ta de viață, ce îți este ție cel mai la îndemână să faci, care îți este ție modus operandi și poți intra în armonie. Acum ori niciodată, pentru că nu este niciun moment identic cu celălalt. Avem doar momentul prezent, care nu se mai aseamănă cu nimic din trecutul nostru, este unic și prin unicitatea noastră proprie și prin naturalețea noastră, prin a ne întoarce la origini, la bază, la noi, la suflet, reușim. Deci este importantă toată această poveste, pentru că Pluto este aici în Capricorn și mai stă puțin. Ulterior se mută în Vărsător pentru următorii 20 de ani. Și această eclipsă are legătură cu anul 2015, așa cum vă mai spuneam în clipurile anterioare. Se închide un ciclu de 9 ani cu această lună nouă și se deschide altul, sigur că da. 9 ani se schimbă și nodurile lunare ca și poziție. În acea perioadă, nodul nord era aici în balanță, deci se făceau alianțe. Acum, aceste alianțe sunt bune, nu mai sunt bune, ai intrat într-un parteneriat care te-a definit, știți voi, toate lucrurile pe care noi le credem, găsesc fericirea alături de tine, nu pot trăi fără tine, ba putem trăi fără unii și fără alții, pentru că nu toți oamenii sunt la același nivel de conștiință, nu toți au suflet bun și așa mai departe. Și de multe ori este bine să ne trezim la realitate pentru a evita catastrofe. În tandem cu această eclipsă lucrează și Marte din Rac, cheia este prin simțire. Simțirea este naturală, Jupiter de asemenea interacționează cu această eclipsă prin Gemeni. Gândirea, practic, vedeți cum gândirea, intelectul, deci informația care îți manipulează simțirea și îți trage energia ca tu să o cedezi inconștient pentru că ai facturi de plătit, haine de băgat la spălat
și așa mai departe. Și pentru că nu am avut acces la aceste informații anterior, să o cedezi. Să fim atenți, zic, să ne facem protecție, eu vă garantez, prin propria mea experiență, că suntem puternici și că putem evita, putem întoarce, putem bloca toate aceste lucruri. Sigur că toți, la oaltă, anul acesta este de vibrație 8, unde se dau lupte de putere, lupte pentru energie, lupte pentru gândurile noastre, lupte pentru sufletele noastre. Anul următor este 9 și 9 înseamnă umanitatea, înseamnă înțelepciunea, înseamnă colectivul. Și anul următor este închidere de ciclu. Avem cicluri de 9 ani și în numerologie și în astrologie și așa mai departe. Practic, este un moment foarte bun să rupi acorduri, să te definești, să-ți redefinești eul autentic, să afli cine ești, pentru că nodul nord este în berbec, în opoziție cu această eclipsă. Cine ești? Te mai lași eclipsat de societate? Mai vrei să fii manipulat, să fii învățat cine ești, etc., etc.? Sau înțelegi tu cine ești? Eul tău autentic, cu propria ta voință, cu sufletul tău, cu vibrație înaltă și așa mai departe. Poate ai alături de tine parteneri de viață care te trag în jos. Nu toți cei care există în acest moment au același nivel de conștiință. Unii au un nivel de conștiință atât de jos încât parazitează. Ori se regăsesc în literatura de specialitate ca și paraziți, ca și vampiri energetici, ori sunt pur și simplu niște entități de astea foarte joase, pentru că entitate fizică, la asta mă refer, nu la nimic juju-muju. Lumina din tine este energie. Tu ești energie, tu ești lumină, care vibrează în spațiu, în timp și aici în materie. Pune lumina aia la treabă și folosește-o înțelept către lucrurile pe care ți le dorești, relațiile pe care ți le dorești, către lucruri corecte, rămâi în echilibru și trăiește-ți viața frumos. Unde smulți puterea, crește. Și anul acesta oamenii se trezesc, se regăsesc, încep să rezoneze cu idei, cu chestii de genul acesta, trebuie doar să fim vigilenți, pentru că toate aceste informații sunt și ele cablate așa, se regăsesc într-un egregor și totul este controlat, trebuie să fim smart, deștepți, inteligenți, să știm cum să fentăm și ce să ocolim și pe unde să ne ducem, pentru că există și oameni buni, există și lucruri bune. Vă doresc mult bine, să fim bine și să vedem ce ne spune energia prin cărți astăzi. Numărul 1, numărul 2, asul de cupe și asul de spade. Asul de cupe. Trecutul, 3 și 7, numărul 10, la 10 grade se produce eclipsa. Foarte interesant și acest aspect. Am spus deja că 10 este orbire de sine, adică nu-mi pasă ce se întâmplă în afara vieții mele, eu îmi iubesc copilul meu, animalul meu de companie, masa mea, casa mea și așa mai departe. Este vorba despre întreaga existență aici, pentru că aceste chei ale genelor sunt la număr 64, este vorba despre ADN-ul nostru și naturalețe. Te poți elibera de trecut cu naturalețe, prin acest porumbel al păcii, prin a face pace cu trecutul. De ce? Pentru că este nodul sud karmic acolo și balanța, relațiile cu toți cei care ți-au trecut pragul casei, cu toți cei pe care i-ai întâlnit vreodată, ca să-ți poți lua energia înapoi, de la toți cei care ți-au dorit-o, sau de la toți cei cu care ai vibrat în întuneric, pentru că avem și întuneric. Uite, întuneric și lumină. Numărul 49, non-duality, să devii unul, să devii tu, independent, autonom, atotputernic, să ajungi lângă oamenii potriviți, practic, să îți rezolvi provocările din viața asta, toată lumea le are, și așa uite că reușești. Poți asta să-ți dorești. O nouă lunație, o lună nouă este menită să traseze intenții noi. Să poți manifesta ceva nou. Să te eliberezi de ce nu a funcționat, să păstrezi ceea ce e bun și să accepți ceea ce nu poți schimba. 10 de monede. 6 de bâte. 4 de spade. Timpul să-ți găsești liniștea. În legătură cu familia, neamul, strămoșii, gândește-te că pe tine te-au adus aici
prin ADN, strămoșii tăi, nu doar mama, nu doar tata, nu toată lumea ca și copil a fost dorită. Noi am trăit perioade sub diverse regimuri politice. Unii nu au fost doriți, alții au fost doriți. Nu știm exact ce s-a întâmplat atunci. Alții au plonjat în lumea fizică ca și surpriză. Important este să înțelegem aceste lucruri, pentru că și mama și tata vin și ei de undeva și acolo vorbim despre linia strămoșilor noștri care ne-au vrut aici. Este un concept mult mai mare, da? Este sursa creatoare de tot și de toate care ne-a vrut aici. Pentru că așa îți găsești liniștea și de acum înainte poți, da, să aduci și ceva bun în lumea în care trăim, dar să-ți fie și ție bine, pentru că tu ești parte din lumea în care trăim. Nu poți fi tu bine în casa ta și în jurul tău să se întâmple tot soiul de lucruri rele, să le spunem, nu am alt sinonim mai inspirat acum. În zona relațiilor poți să te liniștești, te poți liniști. Și dacă ești persoană singură, așa cum spun de ceva timp și spun și știu că așa este, trebuie să faci pace cu trecutul, să nu mai opui rezistență trecutului. Și clar, în trecutul tău sunt foarte multe lucruri pe care dacă le iei cu o foaie și cu un pix în mână, vei fi surprins de ce descoperi acolo. Cei care sunteți în relații deja formate, zile bune se anunță, zile de liniște. Nu trebuie să mai opui rezistență, nu trebuie să te ceri cu nimeni. Acceptă-l pe cel de lângă tine așa cum este, dacă vrei să-l accepti. Tu alegi dacă rămâi într-o relație sau nu. Tu alegi cum să se întâmple lucrurile în viața ta. Nu te ține nimeni acolo. Practic, din viața noastră pleacă oamenii care nu ne vor. Altfel n-ar pleca. Sunt, da, momente în viață în care ne certăm, intrăm în contradictoriu și așa mai departe. Și cu toate astea, oamenii aceia rămân. Și sunt momente în care, de la lucruri mici sau mai mari, da, oamenii aceia pleacă. Nu ne-au vrut, nu sunt potriviți pentru noi sau nu sunt ca suflete parte din tribul nostru și mai mult rău ne-ar face. Au și ei o lecție lăsată în urmă, cum să nu mai accepți, cum să nu mai faci, cum să nu mai fii poate naiv sau să nu mai accepți anumite lucruri. Prosperitate. Te liniștești, se întâmplă ceva bun, aveți o victorie. Voi, la nivel general, așa, în casa voastră, în viața voastră, te liniștești, te recuperezi, te regenerezi, mai ales la nivel financiar. Banii sunt și ăștia controlați. Nu există om bogat care să nu fie parte din egregor manipulat. Nu există. Probabil că de aici vine și vorba banii sunt murdari, pentru că este vorba despre egregor cu energie joasă. Banii sunt buni. Da, există și egregor unde... Sigur că banii se pot face mai ușor, dar nu banii în esență sunt murdari, ci cine i-a murdărit este de fapt problema. O reușită, o realizare, un eveniment foarte frumos. Se rezolvă ceva din trecutul vostru. Vă vindecați de niște lucruri din trecut. Se așterne liniștea în casa voastră. Pentru cei care v-ați despărțit, sunteți în separare, există un proverb, așchia nu sare departe de trunchi. Există pe linia voastră strămoșească o situație pe care și voi ați reprodus-o acum și vă puteți da seama despre ce este vorba. În neamul vostru, în neamul partenerului, s-a reprodus situația. Practic o oglindă a trecutului. Pe zona de relație, această eclipsă îți poate aduce de acum înainte, în funcție de puterea cu care emiți tu acum, să ne aducem aminte despre ce am spus, prin emoții, cu inima, foarte multă liniște, oamenii potriviți lângă care tu să trăiești în armonie, liniștit. Aceasta este o carte a vărsătorului pentru următorii 20 de ani, chiar. Și nu sunt afirmații mici, puteți lua clipurile din trecut și puteți vedea câte informații am dat. Și nu sunt eu cu nimic specială, toată lumea poate să facă același lucru, v-am spus, eu doar dedic timp, adică este pentru mine o prioritate, pentru voi poate nu. Să vedem mai departe ce mesaje mai putem descărcat de aici. La nivel medical, bolile sunt ale neamului. Și vă aduceți aminte la un moment dat când v-am prezentat o carte care spunea cum se activează în noi bolile neamului nostru? Da. Pe ani, fix, totul foarte statistic. Sigur că le putem evita dacă devenim conștienți de aceste lucruri. Pajul de cupe. Intenția ta, da, este intenția, fix așa, oferta, să fie din inimă, din suflet. Folosește-te de Marte,
din rac. Guvernatoarea acestei eclipse este Venus. Și Venus în acest moment este în Scorpion. Profunzime, alchimie. Iau durerea mea, o fac, uite așa, bulgăr, sferă de energie și cu ea sparg tot ce nu funcționează. Prin puterea magnetică, pentru că Venus este magnetică, îmi iau înapoi toată energia de pretutindeni. Foarte important, foarte, foarte important acest lucru, rămâne să vă dați voi seama acum. Gânduri bune, optimism, vibrație înaltă și sunteți sănătoși. Nu suntem în acest moment în etapa nemuririi, dar putem ajunge acolo, putem ajunge prin liniște. Avem un sens aici, în planul ăsta fizic. La nivel financiar, responsabilități. Un nou loc de muncă. Te poți elibera de responsabilități, poți lucra mai inteligent, poți lucra mai ușor, poți fi mai bine de atât. Te poți descurca cu banii, poți primi o moștenire, poți să îți găsești un loc de muncă. Toate aceste lucruri sunt posibile. Sunt posibile și le poți manifesta acum. Dacă dorința ta este să devii independent financiar, o poți face. Doar că nu este totul doar la nivel de intenție. Mă uit pe fereastră și mă gândesc cum sunt eu așa, miliardar. Nu, trebuie să lucrezi pentru asta, să ai o structură, o disciplină. Nu să-ți afecteze corpul fizic. Doar că trebuie să depui un efort acolo. Nou început. Ești pe calea cea bună, poți manifesta un nou început în relații, îți poți găsi un partener, poți intra în armonie aici, în relația ta de cuplu, pentru că pur și simplu devii înțelept, înțelegi niște scheme, exact așa cum am spus, psihologice, filosofice, pur și simplu spirituale, lucrurile se desăvârșesc în fața ochilor tăi. Te poți elibera de oamenii care n-au mai servit, să nu mai plângi, să nu mai suferi. Știu că este mai ușor de zis decât de făcut, dar credeți-mă că totul se implementează în viața omului prin exercițiu. Un nou început, talismanele. O scrisoare de dragoste, un mesaj de iubire. Când vrei ceva, dacă ești aliniat potrivit cu acel ceva, ți se întâmplă. Pe de altă parte, este un nou început în iubire. Un nou început care îți face bine, un nou loc de muncă. Este ceva ce începe în viața ta și te ajută să te eliberezi de stres. Te poate ajuta. Poate unii dintre voi aveți palpitații de la griji, de la stres. De la prea mult gândit, avem overthinking, prea multă analiză, prea multe griji, prea multă idee fixă, prea multe gânduri de care nu te eliberezi. Un nou capitol. Trebuie să te dezlegi de o poveste, de niște gânduri, de niște deprinderi comportamentale. Totul este ciclic în viață, vedeți? Big Ben-ul și roata timpului. Totul este ciclic. Poți începe un nou ciclu de viață. Judecata, prosperitatea, simbolul peștelui. Îl avem pe Saturn aici. Dacă tu ești atât de puternic acum, dacă tu devii atât de puternic acum, nu are nimeni ce să-ți facă, nu se poate pune nimeni în fața ta. Sigur că da, forța binelui trebuie să fie direct proporțională cu forța răului, ba chiar un pic în plus. Ca să reușim, pentru a reuși, trebuie să fim mulți liniștiți pe lumea asta. Recuperezi niște bani, ți se alocă niște merite, ești lăudat, primești o promovare, ești recunoscut, cineva te curtează, în sfârșit îți întâlnești partenerul potrivit. Trecutul, lasă trecutul, îți șoptește în ureche. Îți șoptește trecutul în ureche. Amintirile, melancolia, înseamnă dislocare, distragerea atenției de la ceea ce este important acum. Tot ce vedem în jurul nostru este pe dos. Mergi înainte.
și taie răul de la rădăcină. Îndepărtează-te, iartă, acceptă exact așa cum am spus, ce nu poți schimba și mergi înainte. Pentru că totul este pe ceas, pe timp. Trăim într-un metric al timpului de 12. Judecata, revenire, împăcare, armonie, alchimie este arcana lui Pluton. Uite, din nou judecata. Prin vibrație înaltă, înlături din viața ta lucrurile care nu au funcționat. Energia toxică, joasă, vibrația joasă. Un început, mâna destinului, O, zero și nebunul, totul, exact cum am spus, și inițiala R. Ro, poți să îți restaurezi viața, poți să te repui într-o poziție de putere, poți să fii bine. Nu trebuie să fii acolo unde ești dacă nu îți este bine. Nu trebuie. Trebuie să conștientizezi câtă forță să schimbi ceva în viața asta ai. România. România e specială ca țară, nu pentru că sunt eu româncă. O alegere importantă. Aștepți sau faci? Aștepți să primești sau inițiezi și ți-ai singur? Și momentul potrivit, acesta este mesajul pentru tine, pentru această eclipsă. Nu ai cum să nu reușești, trebuie doar să vrei. Este și o trezire spirituală, este și o conștientizare puternică, pentru că aici l-avem pe Uranus, care e în retrogradare în Taur, care spune ok, ești din zona de confort, trezește-te, ridică-te, mișcă-te. Unde ești, cine ești, de unde vii? Trezește-te. Nu trebuie să te chinui, nu te-ai născut să te chinui. Mulțumesc tare mult, să ne auzim cu bine. Pa, pa! Dacă ai ales asul de spade, să vedem ce mesaje avem pentru această eclipsă. Am amestecat cărțile înainte, ia oracolul. Ce ne spun mesajele acum? Validare. 5 și 1. Înaltul preot și numărul 1. Nu lăsa să spună nimeni cine ești și ce trebuie să faci. Nu te lăsa definit de nimeni. Nu te lăsa blocat de nimeni. Fii tu așa cum ești. Sigur că da, ceilalți de foarte multe ori ne oglindesc. Ne putem lua de multe ori informații de la ceilalți pentru că știți proverbul. Nebunul, copiii și bețivul spun adevărul, sunt unii oameni care chiar ne vor binele și ne dau un feedback corect, adică ne spun lucruri foarte bine intenționați, însă marea majoritate a oamenilor vorbesc din propria lor experiență de viață și sfaturile acestora vin dintr-un loc subiectiv. Așadar, poți ajunge la armonie. Împreună îl avem pe 6, unde este nodul sud acum. Vorbim aici despre validare, vorbim aici despre experiențele din trecut. Despre tot ce a însemnat trecutul tău până acum, armonia din familie, faptul că a trebuit să bați cu pumnul în masă ca și copil, a trebuit să te faci vizibil, ai lucrat mult, ai dat din coate. Din acest moment înainte poți să fii puternic, unu, magicianul, poți să-ți exerciți dreptul la viață, dreptul tău din naștere este viața și toată armonia din această viață. Poți câștiga, dar nu cu pumnul strâns, ci cu mâna deschisă. Iarna și luna aceasta despre care vorbeam, numărul 22, un număr maestru și inima despre care am vorbit, chakra inimii. 4 și 4, anul acesta, 8, până la sfârșitul anului, uite că tu ai răgaz să îți faci temele, să-ți pui în aplicare planurile, să îți elimini gândurile negative, să te cunoști mai bine, pentru că cine nu se cunoaște pe sine nu poate să reușească în viață, este o versiune neautentică a sa și va juca rolul precum i l-au scris alții, fii tu propriul tău scenarist. Nu este ușor, este foarte adevărat, într-o lume întunecată tu ești lumina și da, este greu să-ți menții lumina, este foarte greu să fii un bun într-o lume care nu te vrea bun, doar că
Noi suntem suflete, noi suntem energie pură venită de la sursa creatoare și poți să-ți controlezi emoțiile, poți să fii înțelept, poți să ai, precum împăratul, tot ceea ce îți dorești. Este nevoie de mai mult curaj și inițiativă din partea ta. Nu să fii luptător, războinicul luminii și toate balibernele acestea, ci să știi cum să lucrezi cu energia, să te protejezi și să faci energia să lucreze pentru tine, prin vibrația la care te afli. 5 de monede, 4 de cupe, înaltul preot, și cavalerul de monede. Povestea vieții tale va exprimată în puține cuvinte. Pentru că vorbim despre o lună nouă, poți lăsa deoparte lupta de până acum. Să lupți nu este o alternativă. Nu prin luptă reușești. Prin ambiție, prin curaj, prin statornicie, prin organizare, prin eficiență, prin structură și disciplină, da. Dar prin luptă nu. Pentru că este forța, tu alegi după ceva, respectivul obiect se îndepărtează de tine sau respectiva persoană. Trebuie să rămâi așa, în echilibru, pentru a te regăsi în paralel, da, braț la braț cu cineva sau pentru a ajunge să intri în rezonanță cu ceea ce îți dorești tu să realizezi în această viață. Trebuie să scapi de o boală a trecutului. S-a instaurat în tine această frecvență a neputinței pentru că ai fost respins, pentru că n-ai avut parte de bucurie, poate în copilărie, poate ai avut prea multe situații repetitive care te-au stârnit, care te-au frustrat, care te-au supărat. Pentru că, uite, așa este viața construită, să ne supunem autorităților, să ne supunem unor lucruri despre care noi nu știm dacă sunt reale sau nu, dar așa le învățăm, poeziile, rugăciunile, etc., etc., din niște cărți pe care le cumpărăm din librărie, dar noi ne ducem copiii la școală, le oferim niște manuale și nu știm cine le-a scris, cine le-a inventat. După o programă, ni se spune, a unui minister și ministerul acela de unde știe? De unde au luat programa? Cine a scris-o, cine a inventat-o și tot așa. Trebuie să facem X lucru. De acord, toată lumea îl face, deci trebuie să-l facem, dar de ce trebuie să-l facem? Acestea sunt întrebările pe care tu ți le poți pune înainte de această eclipsă pentru a ști ce să manifesti în viitorul tău, pentru a ști cum să te orientezi, pentru că, uite, ai o cale, ai o șansă. Și este ceva foarte concret, foarte palpabil, vezi, este șoimul. Pentru că o avem pe Venus aici, energie magnetică. Iar acest personaj își ține moneda, da, viața sa, oportunitățile, posibilitățile sale în dreptul inimii. Își protejează inima. Deci te poți proteja de planul material, de tot ceea ce înseamnă evenimente din jurul tău care ți încurcă ție calea. Tu ai puterea. Ai calul tău aici, da? Cal putere. Tu ai puterea să mergi către ceea ce îți dorești și uite că nu ești într-o zonă care are bruiaje. Poți ieși, poți scăpa de cuvinte nedorite, de lucruri care te influențează. Poți scăpa pentru că ești înțelept și îți formezi perspectiva de viață clară, limpede, nu percepția, nu în funcție de experiența ta de până acum. În zona relațiilor, traumă puternică de abandon și de respingere și din această cauză foarte multe provocări în relația de cuplu, în relațiile pe care le-ai avut de-a lungul timpului și pentru că ai fost sub o formă sau alta influențat de tradițiile din trecut, de ceea ce ți s-a spus, de dogmă, de biserică, de religie, etc. Te poți elibera de lucruri pe care tu nu le consideri necesare. Da, schimbarea nu vine deodată, de astăzi pe mâine, este nevoie de efort aici, dar poți reuși, pentru că este dreptul tău de la naștere să fii iubit și să fii fericit. O lipsă de iubire din copilărie și nu vorbesc doar despre mama și despre tata. Vorbesc aici despre formatorii noștri, despre copiii care poate ți-au dat porecle în copilărie. Vorbesc aici despre, nu știu, vecinii de la bloc care spuneau ești mare, nu mai plânge, vai ce urât să faci nu știu ce lucru. Toate acele lucruri noi le-am înmagazinat în subconștientul nostru și acum, dacă am vrea să spunem ceva, este urât să spunem. Sper că mă înțelegeți. Cei care aveți relații de cuplu, puteți atinge o stare de abundență, puteți atinge o stare de prosperitate. Trebuie doar să găsiți o cale să vă descurcați pe cont propriu.
Poate nu neapărat la locul acesta de muncă, poate vă găsiți un maestru, un om specialist care să vă ajute, poate vă găsiți podcasturi, oameni care reprezintă o autoritate în domeniul lor și vă deschid puțin mintea, perspectiva despre cum să faceți, să câștigați bani mai mult, să ajungeți la venituri pasive, sau vă oferă informații cum să puteți economisi, în ce să puteți investi, etc. Aici sunt niște mesaje clare. Pentru voi există niște oportunități foarte clare, niște oportunități, ocazii imediate să schimbați ceva, să reglați niște conturi din trecut unde ați avut divergențe, lipsă de satisfacție. Aici, în planul fizic, materială, emoțională, în zona planului material, la locul de muncă, cumva constant ați luptat. Ați luptat în timp ce alții au beneficiat în urma voastră și în urma efortului depus de voi. Puteți face niște lucruri pe cont propriu sau puteți să depuneți un efort atât cât este necesar pentru că nu este compania voastră, locul vostru de muncă. Dar am fost învățați că trebuie să lucrăm mult pentru a reuși, nu? Da, am fost învățați. Asul de băte. Această eclipsă, luna nouă din balanță, care te ajută să te extinzi, să-ți faci conexiuni noi. Uite, 3 de băte. Ceea ce tu-ți dorești este realizabil. 4 de băte. O celebrare, o sărbătorire, o petrecere, un eveniment, o bucurie. Ceea ce tu îți dorești poate ancora în portul tău. Tu și șansele la care tu te gândești sunteți aliniați sau lucrează puțin. Mențineți lumina, mențineți încrederea. Este o lume coruptă, este o lume necinstită, este o lume, cum mai vrei să-i spui. Și cu toate astea, unii reușesc. Cum? Și nu vorbesc despre oameni care sunt aliniați la vibrație joasă și sunt susținuți, ci la oameni buni, pentru că mai există. Mai există. Găsește vibrația pe care sunt ei, fă punte cu aceștia. 8 de monede, pentru că, uite, poți ajunge tu la prosperitate, la o relație unde toată lumea îți depune un efort, să nu fii tu supusul nimănui. Știți cum este înaltul preot în tarotul clasic Rider-Waite? Înaltul preot stă pe tron și la picioarele lui supușii se închină. Și tronul este meta, versus meta, data, meta, tron. Căutați, cercetați, nu mă credeți, nu le luați de-a gata informațiile, ci cercetați voi. Aplicația aceasta unde intră toată lumea față de carte, ca să-i spun așa, este tot meta, mai nou și are acel simbol al infinitului stribit, da? Sunt foarte multe lucruri la care ne putem gândi, iar tu poți să o colești. Dacă vrei, e mult de muncă, nu este ușor, în sensul că trebuie să fii conștient. Spre exemplu, și voi spune asta și într-o citire viitoare, ce să faci ca să nu te prindă matricola? Știți că în comunism aveam matricolă și acum avem în școli foaie matricolă. Eram în matriculație, în matrice. Poți să joci după regulile Matrix-ului, dar protejat pentru a putea reuși, pentru a putea fi bine, pentru că de aici nu ieșim, nu există om care să fie ieșit vreodată din Matrix-ul ăsta, dar putem fi bine pentru că ne ridicăm pe o vibrație care nu este atacată, care nu este bruiată, care nu este zgâlțită. Fiecare în funcție de nivelul de conștiință și justiția. Balanța. Luna nouă din balanță, vezi? Luna nouă din balanță. Și posibilitatea să schimbi ceva și să ieși de sub o dominație, de sub o dogmă, de sub o paradigmă, de sub o idee care ți-a fost plantată sau de sub o credință veche. În zona relațiilor. Relațiile care nu mai funcționează. Dacă nu există iubire, nimic nu este. Dacă te descurci, rămâi în parteneriat și fiecare să contribuie în mod egal, poate fi și un parteneriat de viață până la urma urmei. Vorba mai este aici și despre prieteni, despre alianțe, despre tribul tău, grupul de oameni lângă care ești, care poate te trage în jos, nu intenționat, ci ți se spune constant că nu poți, nu se poate asta, nu se poate asta, pentru că oamenii aceia chiar nu pot să facă și atunci tu te lași influențat de un sfat prietenos, dar care vine dintr-o perspectivă a eșecului, a neputinței, a lipsei.
În funcție de alegerea ta, poți ieși și de aici. Poți să-ți faci singur dreptate. Îți faci singur dreptate pentru că nimeni altcineva nu este mai bun ca tine să o facă. Să vedem un mesaj de la oracol. Nesiguranță. Nesiguranța ta vine de la lipsa de validare. Poate nu ai avut oameni care au crezut în tine, poate atunci când ai cerut un sfat, nimeni nu ți l-a dat sau ți l-a dat, așa cum am spus, printr-o perspectivă neputincioasă, poate nu ai avut de ales, nu ai avut parte de studii, nu ai avut șansele. Asta nu înseamnă că nu le poți avea de acum înainte, pentru că energia, da, din mentalul colectiv, egregorul în care tu ești acum, se poate schimba. Dacă viața ta nu-ți place, o poți schimba, poți reuși, poți intra pe o nouă direcție, poți construi ceva nou, menținându-ți încrederea, lumina pe care tu o emani, chiar dacă lumea din jurul tău nu este pe placul tău. Tu poți avea drumul tău, direcția ta, viața ta, casa ta, familia ta și așa mai departe. Nu te da bătut. Talismanele. Anul 9, despre care am vorbit, numărul 12, metrixul în care suntem, sau 21 și 21 în oglindă, vitejie și control, eliberarea de sub control, adică de sub toate gândurile care te-au controlat, toată ideea despre viață pe care ai avut-o până acum, fără dramă. Se poate încheia drama. Și da, nu este ușor să menții o poziție de echilibru în această viață, nu este ușor să faci lucrurile pe care ți le dorești, dar nu este nici imposibil. Dacă ar fi ușor, ar face toată lumea. O situație care se înfrumusețează, poți avea o viață ușoară. Asta ți se spune aici. O viață ca la castel, cu muzică bună, să te aranjezi. O viață liniștită. O viață frumoasă. Pentru că te-ai învârtit în cerc. Iar aici ți se spune că ai citat mari clasici în viață, ai preluat foarte multe de la familia ta, de la tradițiile vechi și așa mai departe, care sunt bune, unele dintre ele sunt foarte bune, doar că sunt foarte rigide, sau i-ai copiat inconștient pe alții și acum a venit vremea să ai propria ta viziune despre viață și să îți croiești tu singur un nou drum care să fie pe placul tău, pentru că, uite, ești ajutat să te ridici, să urci. Aici avem peștii ca arhetip, unde este Saturn. Fiecare cât crede că poate face în această viață, atât face, atât primește. Ești ceea ce crezi că ești. Fii atent la cum vorbești despre tine și despre alții, pentru că aia ți se întâmplă, iar inițialele sunt I, V, J, L, X și W. Putere. Will. Forță. Putere. Determinare. Să ieși de sub control. Vitejie. Curaj. Să începi un nou drum. Să faci ceva bun pentru tine. Să trăiești o viață frumoasă, pentru că este dreptul tău din naștere să te bucuri de viață și să o experimentezi la un nivel înalt. Emoțiile tale ți-au controlat până acum viața și n-ai fost conștient de aceste lucruri. Emoțiile și gândurile pe care le-ai avut în subconștient, puteți citi despre cum funcționează subconștientul, puteți citi despre cum operează subconștientul, te poți vindeca de ceva inclusiv cronic, credeți-mă. Corpul este un computer care se regenerează singur, își face singur mentenanța. Ficatul. Furie. Eliberați-vă de furie. Foarte multă furie, ficat. Foarte multă electricitate, foarte mulți nervi, foarte mult stimulat sistemul nervos, suprastimulat sistemul nervos, anxietate, poate depresie, necaz, frustrare, gânduri, tristețe, pesimism, etc. Întoarceți acolo foaia, dacă puteți, sigur că da. O răscruce de drumuri, o îmbrățișare și un bun găsit. Te vei întâlni cu oamenii cu care îți dorești să te întâlnești. Ești bine primit undeva. Poți fi bine primit. Lucruri bine meritate. Meriți ceva bun. Și aici mai este îndoială. Îndoială. Pierderile, ce ați pierdut voi, ce nu ați avut voi.
V-au sabotat toate acele gânduri și toate acele întâmplări pentru că nu v-ați putut desprinde. Jinx înseamnă a cobi. Ați cobit mereu. În sensul că, da, dar nu pot să fac, da, dar nu mă place, da, dar nu reușesc, dacă nu e așa, dacă nu e așa, e, n-am eu acces la asta. Îndoială, dubii, negativism, multă gândire, multă analiză și gânduri fixe, repetitive. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată și mult spor să manifestați această nouă direcție în viața voastră cu multă claritate. Să ne reauzim cu bine, pa, pa!